Bună ziua! Mă numesc Lazar Doina. Sunt eleva anului 4 în Colegiul Agroindustrial Gheorghe Răducan din satul Drenăuți, îmbrățișând specialitatea de tehnolog în produsele alimentației publice, care fiind o specialitate nouă, interesantă și foarte captivantă. Acum mă aflu pe Aleea Absolvenților, unde elevii anului 4, în fiecare an la rând, vor planta copăcei, care peste ani vor fi mari, iar noi intrăm în instituție. Aici învățăm o dar specialitate, dar și o limbă corectă și frumoasă. Zilnic, la această boxă, ascultăm câte o emisiune radiofonică, unde învățăm expresii corecte. Stimați profesori, dragi colegi, cu multă stimă și respect, vine cu un mesaj domnul Vasile Deleu, absolvent promoția 1959-1962, doctor în științe biologice, laureat al premiului de stat în domeniul științei și tehnicii. Regret foarte mult că nu pot să particip la această manifestare, dar cu gândul și sufletul sunt împreună cu voi. Sunt mândru că am absolvit această prestigioasă forjărie de cadre, care a pregătit specialiști de calificație înaltă și care au adus un aport esențial în dezvoltarea economiei naționale, activând nu numai în ramura de bază, dar și în organele de conducere, administrația publică, științe și învățământ. Cu deosebită plăcere îmi amintesc de dascălii iscusiți Nicolae Rusnac, Pavel Varicaș, Vitalie Botner, Dumitru Voscu Boinic, care au contribuit la insuflarea și cultivarea dragostei față de cunoștințe. Pentru mine, personal, cunoștințele acumulate în această instituție au stat la baza formării mele ca specialist, cercetător științific și administrator. După absolvirea Institutului Agricol din Chișinău, am activat în sfera de producere, mai apoi de cercetare în cadrul HME, mai apoi funcționar public în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Direcția Științe și Învățământ. Astăzi vreau să le doresc la toți cei prezenți, profesorilor încadrați în procesul didactic, mult succes, perseverență, dăruire de sine în educație tinerilor specialiști, colegilor de breaslă, sănătate și succes în activitate, iar viitorilor absolvenți, târziu, în sala de lectură a bibliotecii colegiului. Aici elevii caută și găsesc informațiile necesare utile pentru voi. Și tot în această sală de lectură se mai desfășoară și diferite activități. Mă numesc Pana Valeriu și vom interpreta piesa Clar de Lună. Pe versurile lui Grigore Viera.
mare și de frate. Ești la mereu sărbări și de culori lui. Viva pace, viva tu, căci o viață avem și nu se vădă pământ. Viva pace, viva tu, căci o viață avem și un singur dator. Ce nemuritor vrem, clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, se riparcă vor să spună, e păcat să mori. La dumneavoastră ce se numește? Și verificați. La cine îți primești? Ridică mâna. La cine îți primești? Ridicați mâna. Să vedem la cine îți primești. Sunt în laboratorul de analiză chimică bacteriologică, unde profesor este doamna Gălușca Irina. Bună ziua! Doamna Irina, doriți să ne relatați câte ceva despre activitatea dumneavoastră? Da, sigur. Suntem inițiată colegiului. Astăzi avem o oră practică, o oră de lucrări practice. Tema lecției de astăzi este aprecierea umidității în carne. Avem aici pe masă trei tipuri de carne, adică obținute de la trei specii de animale și păsări. Avem carne de pasăre, să aflăm umiditatea în carne de pasăre. Împreună cu elevii noștri avem carne de, obținută de la porcine și carne obținută de la bovine. Mai întâi și întâi, dragi elevi, o să trecem tehnica securității în laborator, așa, și anume tehnica securității la lucrarea noastră. Pentru a efectua această lucrare avem nevoie de utilaje, ustensile și inventar, da? Aici, dinaintea fiecărui elev, se află câte un loc de lucru la care elevul o să lucreze câte doi, și o să îndeplinească lucrarea dată. În fața fiecărui elev se află câte o fișă tehnologică unde ei o să se informeze cu materialul necesar, adică ce trebuiește pentru lucrarea dată.
Și pentru lucrarea dată avem nevoie de un cuțit, o baghetă de sticlă, e că se află aici așa, o fiolă. Fiola poate să fie și de sticlă și de metal inoxidabil. Avem nevoie de exicator, așa unde spunem probele ca să se usuce, să se, după uscare să se răcească. Așa și avem nevoie de balanțe. Avem în fața elevilor două balanțe la care ei vor lucra și vor aprecia cantitatea de umiditate, așa, care a fost scoasă din produsele noastre, din materia dată. Avem nevoie de un cuptor de uscare, unde se vor usca fiolele împreună cu proba dată. Acestea sunt materialele, dragi elevi, pentru lucrarea noastră de astăzi. Aveți dinainte fiecare cât de o lucrare, de aceea ne facem cunoștință mai profund, știm lucrare, facem cunoștință și pe urmă începem efectuarea acestei lucrări. Ok. Aveți la dispoziție câte 5 minute să studiem lucrarea dată. Bine. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Cabinetul de limbă și literatură română, unde profesor este doamna Bărbuță Elena. Du-te înapoi! Doina, sunt președintele Consiliului Elevilor. Doresc să vă întreb, dacă ne permiteți astăzi, să vă adresăm câteva întrebări referitor la lecția de astăzi. Da, vă permitem până ce o fie loc, pe urmă revin. Da, vă ascultăm. Care este subiectul lecției de astăzi? Pot să răspundă elevii, pot să nu s-a răspund. Debriefăm poezia lui Lucian Blaga, Sufletul satului. Elevii sunt pregătiți la lecția de astăzi. Cred că da. Doriți și argumente? Se poate. Da, poftim. Cine vrea să relateze despre ce am discutat astăzi? Poftim. Am discutat despre poezia Sufletul satului. Și? Copilul. Doriți să citești, da. Poftim, îndată noi. Copilul, pune-ți mâinile pe genunchii mei. Eu cred că veșnicia s-a născut la sat. Aici orice gând de mărinție. Și inima zicnește mai rar. Ca și cum nu ți-ar bate în piept ce adânc în pământ undeva. Despre ce am mai vorbit la lecție? Poftim, Galușcă? Noi astăzi am vorbit la lecție, am studiat despre poezia Sufletul satului și o să vă spun o propoziție. Despre un vers, da? Un vers. Da? Poftim. Se vindecă setea de mântuire. Acest vers ne denotă că noi trebuie să iubim satul. Satul este ca un medic pentru oameni, deoarece aici aerul este mai curat, alimentele sunt mai sănătoase și natura este mai protejată. Bine. Am mai discutat despre un vers? Mesajul cărui vers am mai zis? Putem? Cine? Poftim. Emoții, da? Lucian Blaga aduce mesajul să păstrăm satul prin respectarea tradițiilor și prin a rămâne în loc să lucrim în sat. Și când dumneavoastră zis, în momentul când Poftim Marin treci la tribună, la fiecare lecție noi aducem câte un mesaj lumii. Și? Mesajul de la tribuna lumii. Dragi prieteni, reveniți în sate, fiindcă aici e casa părintească, aici sunt părinții, aici a rămas copilăria și aici este viața. Reveniți pentru că... veșnicia s-a născut la sat. Bine. Vă mulțumim pentru atenție. În sala de firmă de exercițiu. Profesor, doamna Berco Ala. Bună ziua! Mă numesc Doina. Doamna profesoară predă lecții de firmă de exercițiu și discipline economice, unde elevii iau cunoștințe în domeniul înființării unei firme individuale. Și mulți din absolvenți, în urma cunoștințelor căpătate, sunt competenți de a activa independent.
Doamna Ală, doriți să ne relatați câte ceva despre activitatea dumneavoastră? Da, la moment noi avem termen de exercițiu, unde sunt implicați mai mulți elevi. Deci ei analizează la moment cererile pentru angajare în câmpul muncii. Deci în câmpul muncii la firma noastră, deci firma se numește Agroprim. Deci vă rog frumos, luați acolo, e firma noastră, Agroprim SRL. Deci ei analizează toate cererile, dacă e posibil să îi angajăm în câmpul muncii. Deci totodată, iar fiecare colaborator are al său loc de muncă, unde este ratat jos. Deci să lucrează așa ca într-o firmă reală, așa cum trebuie să fie într-o firmă, într-un oficiu real. Deci iată asta își prezintă firma de exerciții. Deci de, ieșând din la lecțiile date, elevii sunt mai competenți ca să fie, să lucreze într-o întreprindere, să fie antreprenori. Bine, mulțumesc mult de atenție! Spitalul de sport al instituției. Aici se petrece o activitate. Domnul profesor, ce puteți să ne relatați despre activitatea de astăzi? Astăzi este un moment bine frumos, care la anul primăvară, participă elevii din colegiul nostru, problema 1, TAC 1, TAC 3, sunt 8 elevi, jucăm în sistemul fiecare în grupe și după aceea internale, la mic și la mare. Noi promovăm ca să vorbim cu puterea fizică, tehnică, tenis și să promovăm mod sănătos de viață în colegiul. De mentenanță corectivă și reparații de mașini. Profesor domnul Grosu Ivan. Domn profesor, spuneți-ne câte ceva despre activitatea de astăzi. Deci, laborator de mentenanță corectivă și reparații de mașini, deci noi ieșim împreună cu elevii, studiem acele teme de mentenanță și reparație. Cum ar fi? Reparația mecanismului de elă-manivelă, reparația mecanismului de distribuție gazului, reparația deci, a sistemului de răcire, sistemului de urge, sistemul de alimentare, reparația de viteză și a transmisiei și sistemul de frânare și, în sfârșit, deci o să fie la noi aici reparația echipamentului electric. Deci este un laborator bine venit pentru vedeți unde elevii noștri însușesc capte de prinderi practice la repararea acelor piese de mașini care sunt foarte necesare în sala de studii de tractoare și automobile. Profesor, domnul Călăraș Eduard. Domn profesor, ce puteți să ne spuneți despre activitatea desfășurată astăzi la lecție? Astăzi, conform planului învățământ și orale de studii, s-a organizat și desfășoară o oră la disciplina tractoare și automobile, în sala de studii tractoare. După cum am menționat, cabinetul este amenajat cu dispozitive și utilaje necesare procesul de instruire pentru organizarea cursului teoretic, cât și organizarea și efectuarea lucrărilor practice. Este cabinetul echipat cu mecanisme și sisteme care contribuie conform planului tematic de lucru și conform programului cerințelor. Unii elevi studiază tehnica dotată în mecanizarea agricultură, totuși studiem, lucrăm asupra studierii și evoluții tractoarelor agricole moderne, facem o comparație caracteristici tehnice dintre tehnica precedentă cu tehnica contemporană la etapa actuală. Deci am format un stand cu evoluția tractoarelor moderne. Unii elevi fac comparații, de exemplu, luam tractorul de tipul MTZ-80, caracteristici tehnice și compoziție chimice și ne ducem la tractoare de tip performant și facem deosebire în părți constructive, în deosebire în tehnologia lucrărilor mecanizate. În atelierul de lăcătușărie și sudare, profesor doamna Maria Baraga. Aici, elevii se ocupă cu construcția diferitor materiale de lucru. Doamna Maria, ce puteți să ne spuneți despre activitatea desfășurată aici, în atelier? În atelier noi, practic, facem diferite obiecte. Este desfășurare la montare și demontare motoarelor. Noi lipim
faică mă spune, vorbim și în română și în rusă, că sunt elevi care trebuie ca să lămurim. E că facem savași, chei, cecane, am făcut mai multe obiecte care trebuie de folosit la noi în colegiu, la școală. Băieți sunt ordonați, privitează practica probleme noștri la noi în colegiu foarte bine. Suntem mulțumiți cu... de caminul numărul 2 a colegiului. Aici locuiesc elevii care își fac studiile în instituție. Locatarii căminului au toate condițiile necesare pentru a se odihni, a se alimenta, a studia, pentru dezvoltare fizică. Aici este sala de agrement, adică mai putem spune sala de lectură, unde elevii se pot pregăti individual când au necesare. Iată și sala de lectură. Mai dispune de o sală de calculatoare, sală de sport, sunt săli de baie unde elevii și pot să-și facă igiena personală. Mai sunt săli de pregătire a bucatelor căminului numărul 2. Aici, în timpul liber, elevii se ocupă cu diferite exerciții pentru dezvoltarea lor fizică a corpului. Sunt confortabile, luminoase, se încălzesc centralizat. Doritorii de a locui la cămin au toate condițiile optime de a trăi. Acum o să vă relatez o mică istorioară despre Colegiul Agricol din Câlpăruți și viața cotidiană desfășurată aici. Colegiul este situat în localitatea Grânăuți, satul care în anul 1872 a fost atestat documentar sub denumirea Grădinele. În anul 1893 a fost deschis sub formă de școală agricolă de gradul 1. Sediul școlii se localiza în centrul pământurilor ce îi aparțineau. Primul epitrop și fondator a instituției a fost Constantin Cazimir, un cunoscut filantrop, doctor habilitat în științe naturale, care a colaborat cu diferite instituții superioare de învățământ din Europa Occidentală. A atins performanțe în studierea fosforitelor din Basarabia. Apoi, în 1940, în baza școlii agricole, a fost organizat tehnicul Colegiul Agricol din Grânăuți. Mai târziu, Tehnicumul Agricol de Zootehnie și Zooveterinărie. Din decembrie 1963 până în 1992, în Grânăuți a activat Școala Profesional Tehnică. Din 1968, cu studii medii. Și în anul 1992, prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova, numărul 316, a fost fondat Colegiul Agricol din Grânăuți. Iar prin hotărârea Guvernului numărul 783, de la 1 septembrie 2010, Colegiului Agroindustrial din satul Grânăuți, raionul Ocneța, i-a fost conferit numele Gheorghe Rădăcan. Pe teritoriul colegiului nostru se află un fost bloc de studiu, unde s-au instruit și educat mulți elevi, care și-au luat zborul în lumea largă, devenind personalități utile societății, cu care se mândrește instituția. Aici le-a fost comod și bine, au sorbit cu nesați din nectarul cunoștințelor. Această încăpere, având o vârstă mare de la începutul funcționării, la moment treptat se deteriorizează. Din cauza lipsei finanțelor, lipsește posibilitatea de a o renova. Dar acesta este un patrimoniu istoric național de mare preț, de care trebuie să-și amintească urmașii noștri. Sperăm că în viitorul apropiat vor apărea iubitori de baștină, de locul natal, de colegiul drag, care își vor aduce aportul la menținerea în starea bună a clădirii și renovarea ei,
atât interioară cât și exterioară. Noi credem în păstrarea acestui tezaur și așteptăm să-l aducem la viață de fiecare zi, precum este așteptată primăvara. Primăvara, când avem totul sau nimic și începem să credem din nou în minuni, în renaștere și credem în noi începuturi. Noi credem în frumoase